La conferința județeană ne-am bucurat astăzi de o zi importantă pentru județul Maramureș, în primul rând prin prisma vizitelor pe care le-a făcut primul ministru al României în dubla sa calitate și de președinte al Partidului Social Democrat, dar în primul rând de primul ministru al României la câteva obiective economice atât de importante și de drage nouă maramureșenilor. Sunt simboluri ale hârniciei maramureșenilor și faptul că am fost împreună la Biză între maramureșenii simpli. Ne-am cumpărat câte un sandwich și am reușit să mâncăm. M-am bucurat de deschiderea pe care au avut-o boimărenii față de președintele Partidului Social Democrat. A fost un moment foarte frumos. De asemenea, deschiderea pe care angajații de la Bizo, o afacere locală de succes. Apoi vizita pe care am făcut-o la ferma zootehnică, pentru că acolo o familie care lucrează de 30 de ani în agricultura maramureșeană a reușit să ducă la nivel de excelență agricultura integrată. De la cultivarea pământului până la creșterea animalelor, apoi procesarea în abatoarele proprii și în același timp vânzarea, asta înseamnă o afacere integrată și faptul că plus valoarea adăugată acestei afaceri rămâne aici în județul Maramureș și este un lucru pe care prim-ministrul l-a apreciat. Am avut alături de noi pe ministrul agriculturii, pe domnul Barbu, alături de care în continuare vom avea întâlniri cu fermierii din județul Maramureș și din județul Satu Mare pentru a discuta toate problemele cu răbdare, problemele pe care îi apasă. Am văzut sprijin guvernamental pentru anumite afaceri și la ferma zootehnică ce poate să facă și la fel acest lucru vrem să-l multiplicăm pentru restul afacerilor. În cadrul conferinței județene de alegeri am făcut vorbire și am votat împreună. De asemenea, un protocol de colaborare și de susținere reciprocă în plan politic și administrativ între Partidul Social Democrat Maramureș și Confederația Națională a Sindicatelor Libere Frăția, filiala Maramureș. Și mulțumesc domnului Ciocan că este alături de noi. Nu facem în acest moment decât să luăm calea europeană a partidelor social-democrate, care așa funcționează în întreaga Europa dezvoltată. Partidele socialiste, social-democrate, fac astfel de înțelegeri și protocoale cu sindicatele pentru a susține problemele angajaților. Politicile publice promovate de către Partidul Social-Democrat înseamnă creșterea veniturilor și salariilor angajaților atât din mediul privat, cât și angajaților care lucrează la stat. Și am făcut acest lucru și o să facem de fiecare dată, mai ales atunci când primul ministru este atât de hotărât ca la un moment dat în România să vorbim despre impozitare progresivă, despre creșterea românilor care au venituri mici și mijlocii și mai ales despre aplicarea în legislația din România a unui principiu cu care peste 75% dintre români, conform sondajelor de opinie, sunt de acord. Iar acest principiu este cine câștigă puțin, plătește mai puțin la stat, cine câștigă mult, plătește mai mult din taxe și impozite către statul român. Astăzi semnăm acest protocol de colaborare în care o să ne susținem reciproc. Membrii Partidului Social Democrat o să susțină inițiativele, atât la nivelul Consiliului Județean, cât și la nivelul Parlamentului României, ale CNSRL Frăția, iar CNSRL Frăția va susține Partidul Social Democrat în a-și atinge obiectivele politice și electorale. Domnul președinte, dacă vreți să spuneți câteva cuvinte. Mulțumesc, ascultă declarație. Sunt sindicalist din 1990 și în toți acești 30 de ani am înțeles un lucru. Nu poți să promovezi interesele membrilor pe care îi reprezinți dacă te lovești de un zid, decât atunci când găsești o ușă deschisă pentru a accede la alți oameni care au puterea să îți legifereze ceea ce ai tu nevoie. Din acest motiv, cred că doar calea dialogului este cea care poate să ducă la soluționarea problemelor și aici avem un mare artizan al dialogului, pe domnul președinte Marcel Ciolacu, care a demonstrat în scurtul timp de când este premier că toate problemele nu simple, zbuciumate, care s-au evit în aceste luni, le-a soluționat pe calea dialogului. Are o răbdare deosebită, o tenacitate în a rezolva problemele și acest lucru trebuie să convingă pe fiecare dintre noi. Numai puțin m-a convins faptul că
Partidul Social Democrat are o platformă social-democrat, așa cum este și intitulat, și este singurul ca doctrină apropiat de ceea ce au nevoie salariații pe care noi îi reprezentăm. Ăsta este motivul pentru care, având mandatul Consiliului Județean al CNSR Feția încă de anul trecut, din august, am reușit în acest moment să configurăm acest protocol de susținere reciprocă. Este un avantaj al ambelor părți. Partea sindicală va furniza teme de lucru pentru a implementa politici publice, iar noi vom pune umărul la construirea unei infrastructuri administrative care să aibă forța și capacitatea de a duce la îndeplinire ceea ce noi le solicităm. Vă mulțumesc, dacă sunt întrebări, vă stau la dispoziție. Hai să-l semnăm, să-l semnăm împreună. Să fie într-un ceas bun. Domnul președinte, vă rog. Vreau să vă felicit și vreau să te felicit pe tine, Gabi. Asta este calea social-democrației. Relația cu partenerii sociali, atât sindicate cât și patronate. Nu e primul acord pe care îl are Partidul Social-Democrat nici la nivel județean, nici ultimul și nici la nivel național. Este o abordare corectă în ceea ce privește doctrina pe care o reprezentăm. Eu aș vrea să-l felicit pe domnul Zetea pentru acest nou mandat de președinte al Partidului Social Democrat. Vreau să felicit întreaga echipă. Este foarte mult de muncă și, dar în primul și în primul rând, sunt ferm convins că veți reprezenta maramureșenii în același fel care l-ați făcut și până acum. Mai mult, nu cred că o să vă fie foarte greu, pentru că pe timpul mandatului tău s-au făcut aproape 200 de kilometri de drumuri județene în interiorul județului. Înțeleg că în ultimii 4 ani s-au făcut 0 kilometri. Deci, vechea metodă compară și alege, eu sper că va funcționa. Ai o echipă foarte echilibrată, foarte unită și cred că vei câștiga alegerile. Îmi doresc din tot sufletul să câștigi alegerile. E și un pariu al meu cu alți colegi de-ai noștri din conducerea partidului, pentru că dacă nu le câștigi, vei avea un mandat foarte scurt de președinte al PSD-ului la Maramureș. De aceea înțelegem cu toții miza viitoarelor alegeri. Oricum, te felicit, Gabi. Cred că știe toată lumea. Suntem și colegi și camarazi și prieteni și ne-am susținut unul pe altul în lucrurile bune pe care le-am făcut. Sper să continuăm la fel. Felicitări și mult succes! Întrebări, dacă aveți. Sondaje, doamnă. De obicei. Dar să știți că și din întâlnirile pe care le-am cu partenerii sociali, întreb acest lucru și când mă întâlnesc cu oamenii, sincer, vă spun, n-am văzut pe nimeni interesat. Dacă oamenii politici comasează sau nu comasează alegeri. Deci nu este una din prioritățile românilor, din câte am văzut eu în acest moment. Bună seara, Leontin Cupar de la Ager Press. Sunteți îngrijorat de evoluția spectaculoasă, oarecum, a limbajului unor partide politice cu un limbaj foarte antinaționalist, antidemocratic? Considerați că acestea ar putea influența alegerile din acest an? Totdeauna, și nu s-a întâmplat de mult timp, să fie atâtea crize suprapuse. Exact. Între acea pandemie, știm cu toții, au avut anumite mutații la fiecare dintre noi, acea izolare,
Au venit criza energetică, emoție multă, războiul. Obicei, când aceste crize se suprapun, inflație foarte mare. Mă bucur că am ajuns la o inflație cu o singură cifră, fiindcă ar fi scăzut și mai mult nivelul de trai. S-a simțit o oarecare inconsecvență în deciziile guvernamentale până acum. E normal că, și ați văzut că e un fenomen mai ales european, pentru că efectele economice în urma acestor crize suprapuse și a crizei de securitate în urma războiului din Ucraina au avut răsfrângeri economice în primul și în primul rând asupra Europei. Și aici s-a creat acest apetit un pic spre zona populistă extremistă. Dar face parte din regulile democrației. Sunt ferm convins că și românii și europenii vor vota corect în ceea ce privește direcția viitorului Europei, fiindcă în toate statele membre ale Uniunii Europene vor fi alegeri între 6 și 9 iulie. E de notorietate faptul că am o relație de respect și de partener în coaliție. Față de relația cu președintele Klaus Iohannis, eu am un parteneriat, domnul președinte Nicolae Ciucă, pentru că suntem copreședinții unei coaliții. Aici este diferența. Dacă îmi permiteți, Mircea Sime, România TV, o să vin direct cu două întrebări ca să nu pierdem timpul. Una cu referire la niște majorări promise pentru personalul auxiliar din sănătate. Despre ce procent vorbim? 15 sau 20% până la urmă? Și vin și cu a doua întrebare. Șeful armatei din Marea Britanie le cere oamenilor să se pregătească de război. Aceeași declarație a venit și de la guvernul german. Ce le transmite guvernul României? Nu este cazul să ne pregătim de război. Iar ceea ce privește negocierile, sistemul sanitar, lăsați-mă să le finalizăm. Cât o să dureze totuși? Păi, lăsați-ne să le finalizăm. Mulțumesc. Cred că în primul și în primul rând, dânsii trebuie să vadă sindicatele, în discuțiile cu membrii sindicali, cu întreaga familie ocupațională, să vadă unde sunt inechitățile pe care trebuie să le echilibreze. Asta înseamnă... N-am susținut această abordare comunistă paușală. Cred că anumiți oameni își fac treaba mai bine, anumiți oameni muncesc mai mult, anumiți oameni au un loc de muncă mai încărcat, o altă presiune, unii sunt mai determinați, sunt diferiți. Numai comunismul ne-a vrut pe toți la fel. Am și eu o întrebare de la Nord TV, Mihali. Aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, domnul premier. S-a adoptat o rezoluție în cadrul conferinței. O să dați jir? Și anume o să susțineți? Colegii mei, eu am înțeles că... Dar e vorba de mulți bani. Eu am înțeles de la domnul Zetea că a trebuit să vin să-l și susțin. Adică nu cred că avea mare nevoie, ținând cont că a fost unicul candidat. Acum a trebuit să-mi dea și teme pentru acasă. O să vorbesc cu domnul Sorin. Vă permiteți? O să vorbim, presupun că nici ceea ce mi-a solicitat domnul Zetea și întreaga echipă a Partidului Social Democrat nu sunt lucruri care se fac mâine. Repet, eu o să promit exact ceea ce pot să fac și care sunt pașii la ceea ce mi-a solicitat organizația Maramureș. Fiind un an electoral, toată lumea o să vă facă presiune asupra bugetului de stat. Multe sunt, dar stați că nu, multe sunt pe multianual. Haideți să vedem exact. Ok, ultima întrebare pentru domnul președinte Zetea, dacă Hai. Se poate. Facă la treabă. Domnul președinte, cum o să împăcați micile tabere de la Baia Mare, pentru că nici suntem în ianuarie, mai este un pic și începe februarie. Când o să decideți cine o să candideze pentru funcția de primar la Baia Mare?
Eu vă spun foarte sincer, sigur, cea mai importantă bătălie electorală la nivel de unități administrative teritoriale va fi în Baia Mare. Toată lumea își dorește, toate partidele politice pornesc de la zero. Bastonul de mareșal e în ranița fiecăruia dintre politicienii care doresc să candideze astăzi, pentru că am trecut după două epoci, epoca primarului Angel, a fost apoi epoca primarului Cătălin Cherecheș. Astăzi eu cred că băimărenii își doresc ceva nou, își doresc o nouă abordare și noi, Partidul Social Democrat, cred că am luat abordarea corectă. Încercăm să construim o echipă. Nimeni de unul singur, o singură persoană, nu poate să schimbe în municipiul Baia Mare viața noastră în bine. Avem astăzi, și ați văzut astăzi, în conferința județeană, câteva dintre personalitățile de aici, din municipiul Baia Mare, care vin alături de Partidul Social Democrat, pentru ca împreună să susținem un candidat pentru poziția de primar în municipiul Baia Mare, pe care ni-l dorim noi. Că nu trebuie să fie prietenul meu, primarul municipiului Baia Mare, ci trebuie să fie omul pe care și-l doresc băimărenii. O să avem, iarăși, din nou împreună sondaje de opinie în municipiul Baia Mare și unul dintre cei care sunt astăzi în echipa PSD va candida la această poziție. Cel care credem noi că la acel moment va avea cele mai mari șanse. Pentru că Baia Mare are nevoie cu adevărat de o abordare nouă, fresh, și în ceea ce privește absorpția fondurilor europene și în ceea ce privește relația politică cu o guvernare. Eu cred și sunt convins că un primar PSD astăzi poate să ajute mai mult decât oricând municipalitatea băimăreană, având în vedere situația financiară în care este Baia Mare. Să ai un primar de aceeași culoare cu guvernul de la București este un mare avantaj astăzi. De aceea am acordat cumva, pe moment, sigur, interimar, sprijinul și pentru viceprimarul cu atribuții de primar, domnul Dăncuș, asigurându-i o stabilitate în acest moment la nivel legislativ, o majoritate în Consiliul Local, pentru ca până la alegeri, totuși, viața administrativă din municipiul Baia Mare să se desfășoare în mod normal și oamenii să nu mai treacă prin situația pe care a trecut la finalul anului trecut de instabilitate politică și administrativă, pentru că cel mai rău lucru care se poate întâmpla unui oraș. Mulțumesc! Mulțumim mult! O zi bună! Dar de unde le știți, ne? Toate așa urmează, așa, un las de grev. O să spun ce am spus și în... O să vă spun ce am spus și în conferință. Să știți că există și economie reală în România. Și cred că datoria mea ca prim-ministru este să am discuții și cu economia reală. Eu cred că e un an important, dar eu nu o să duc niciodată România în direcția greșită. Dar am capacitatea, cum spunea domnul vicepreședinte, de a sta de vorbă cu toată lumea. Dar cu toții trebuie să cunoaștem realitatea. Realitatea românească. Mulțumim mult! Asta este părerea dumneavoastră. Vă rog frumos să nu vin cu fake news-uri. Da? Tot ceea ce am promis profesorilor, m-am ținut de cuvânt. Vă rog, când va fi nevoie. Vă rog. Dacă aș fi un om politic inconștient, aș face o lege a salarizării în perioada alegerilor. Dați-mi voie să nu fiu. Mulțumesc mult!